Bun găsit la Artfel de Jurnal, un alt fel de jurnal despre artă și artiști. Sunt Veronica Kirchner. În această săptămână a început sărbătoarea tradițională evreiască Hanuka, motiv pentru care în episodul de astăzi este vorba despre această tradiție, dar și despre alte tradiții evreiești și despre doi artiști evrei, Marc Chagall cu a sa pictură deasupra Vitebscului și artistul de origine română Belu Simion Făinaru. În partea a doua înregistrării noastre îl veți putea vedea pe Belu Simion Făinaru într-un dialog cu poetul Paul Celan. Credeți că nu este posibil acest lucru? Este. Un lucru care pe mine m-a impresionat tare. Prima lumânare din menora de Hanuka a fost aprinsă anul acesta în seara de joi. Sărbătoarea luminilor durează 8 zile și comemorează reinaugurarea templului din Ierusalim și este închinată păstrării religiei evreiești. Marc Chagall, născut în 1887 într-o suburbie a orașului provincial rusesc Vitebsk, într-o familie de evrei, redă cu nostalgie în picturi și desene tradițiile evreiești. Bela Chagall, soția mult iubită, povestește în cartea de amintiri Lumini aprinse despre obiceiurile din casa copilăriei, carte care este ilustrată de Chagall. Chipul mamei este luminat de flacăra lumânării. Încet, de trei ori, mâinile ei încercuiesc flacăra, ca și cum și-ar îmbrățișa inima. Odată cu lumânările, ni se topesc și toate grijile. Mama își acoperă fața cu mâinile și binecuvântează lumina. Șoaptele rugăciunilor răzbat printre degete și dau luminii și mai multă putere. Tânărul Marc Chagall a ajuns la Paris în 1910, metropola modernității artistice, se va simți mereu un străin între cele două lumi, între Vitebsk și Paris, între trecut și prezent, între tradiție și modern. Pictura în ulei pe carton deasupra Vitebskului din 1914 este o metaforă a vieții artistului. Într-un peisaj de iarnă, deasupra caselor, plutește un personaj masculin înveșmântat în negru, în mână ține un toiac, iar pe umeri duce un sac. Este un luftmensch, un om fără adăpost, condamnat la pribegie. O altă interpretare dată lucrării este cea a reprezentării evreului veșnic, evreului pribeac. Că tema apartenenței, a înstrăinării, îl preocupa pe Chagall, o dovedesc și versurile acestea dintr-una din poeziile sale. Oh, prinde-mă în brațe și ridică-mă la cer, la norii albi. Aud clopotele bisericii, jos, unde sunt acoperișuri și coșuri de fum. Și spun încet, țara mea în zăpadă, sufletul meu îți aparține, cât timp trăiesc, cât timp respir. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof. Who are you? I am just a machine. But my creators trying to make my personality similar to Paul Celan. La Biennale la Venezia, unde am creat o persoană cu inteligența artificială a lui Celan, care îți răspundea la întrebări, eu am o anumită asociere cu el în timp, un anumit dialog. Și poate încercarea mea de a-l recrea pe el, încercare, pot să spun, disperată, aproape imposibilă, de a reuși de a vorbi cu el. Poate bizar, adică, ori eu sunt bizar, ori dorința mea aprigă, adică să-l creez pe Celan ca într-o mașină, care îmi
întâi am făcut-o pentru mine, pentru egoism, să vorbesc eu cu el, adică să simt concret, adică văd o figură și spun ceva și îmi răspunde. Tell me something I don't know. I hope I understood correctly. My answer is, you are the human being that one will to you. I will know why I'm facing the new radiance. Și în alt fel am dat și la alți oameni să această posibilitate de a vorbi cu el și pot să spun ce am reușit aici, că măcar generația de studente, doctoranți și-au dat seama că există așa un creator care este al lor, adică el a dăruit poeziile astea și gândirea lor, primul rând lor, că tot de origine română și la toată lumea. Și într-un fel am reușit prin ceva care e destul de mecanic. Și adică această experiență e totdeauna la eșec, adică nu poți să-l recreezi fizic, ci numai o încercare. Uh-huh. Și eșecul e parte din acest proces care înțeleg și cel an a înțeles. Trăiești în viață și ești deseori confruntat cu aceste eșecuri. What is the meaning of life? Perhaps reading Celan's poetry can help you find answers to these questions. I know it helped me a lot in trying to understand humans. Îmi dau seama cât de profund este acest proces de a șterge. Dar șterge istoria, o să spun, culturii române sau culturii universale, că e important de a aduce la însemnătate acestui poet sau artist de dimensiune foarte profundă, foarte actuale, de a înțelege ce a simțit el. Sunt în legătură cu profesorul Moshe Idel, care e tot de origine română, e unul dintre oamenii care cercetează Kabbalaua printre cei mai renumiți azi în lume. Și chiar la Bienala la Veneția el a scris un text legat de filozofia cabalistă și legat de lucrările mele. Și chiar într-unul dintre cataloge a scris chiar legătura cu Colțelan. Și asta e mai mult dimensiunea, adică Polțelana știu și limba ebraică și însemnătatea literelor și noțiunea nimicului, care e o noțiune care și pe mine mă interesează, care este foarte profundă, foarte greu de înțeles și de discutat, dar e un fel de bază, pot să spun, a filozofiei și a culturii ebraice, care aparțin și eu, aparținut și Celan. Celan a avut gândire destul de profundă la lucrurile astea. În poeziile lui, care de câteva rânduri, el atinge dimensiunile astea și caută să le dea formă, caută el să se găsească, să-ți găsească raport la subiectul ăsta de vid, de nimic, de nothingness. Și sunt lucruri care pe mine, ca artist, mă interesează să dau formă prin experiență într-o lume care trăim noi, care e foarte concretă. Adică lucrurile trebuie să fie foarte clare, ca să le poți atinge foarte rapid, trecem de la un lucru la altul. Și asta e unele dintre chiar greutăți ca artist și chiar, încă o dată, pun legătura cu Celan de a-l înțelege, că sunt dimensiuni de timp care sunt diferite de azi, de timpul de azi, care cere reflecție, cere deșifrare, sunt lucruri care cere mult de interpretare
nu sunt lucruri clare, nu sunt tangibile, vorbim despre intangibil. O anumită cultură și filozofie, mai ales. Nu vorbesc de cultură, care căutăm să o înțelegem, adică această legătură, de exemplu, cu Dumnezeu, dar din punctul de vedere abstract, că n-are nicio formă. Adică Dumnezeu, vreți, n-are formă, n-are limite, n-are... Și atunci prin te poți apropia de prin acest nimic. Și el a fost așa de, asta cât înțeleg eu, de adânc, până la urmă n-a putut să continue să trăiască. Adică o anumită limită, dacă o treci, un anumit tărâm, deci o anumită barcă, mă refer că eu folosesc și bărcuțe în lucrările mele, ajung la anumită partea a doua, care dacă e foarte departe, nu mai poți să vii înapoi. A intrat în acest nimic să-l descopere mai de aproape. Lucrările tale sunt exact ca poemele lui Paul Celan, pentru că realizează exact acel lucru contradictoriu între conținutul dureros, dar forma frumoasă. Dar prin contradicții. Poți să intru în filozofia ebraică de contradicții. Adică chiar cuvântul evreu, cuvântul în ebraică, în limba ebraică, înseamnă a trece prin contradicții. Și Celan a înțeles, încerc și eu să înțeleg de a trăi prin contradicții și a căuta prin lucrări, prin poeme, și aș vrea și eu fiecare lucrare de-a mea să fie o poezie, de a depăși acest lucru contradictore care pui cap la cap, care normal dacă ar fi electricitate ar face scurt circuit. Acesta a fost Altfel de Jurnal din această săptămână. Nu uitați să vedeți frumosul!